Domnul și Evraito Menai de Gladovel, iată că și m-am coborât în mijlocul vostru, zice Domnul și Evraito de Menai. Elios de Menai, trec de la inimă la inimă. Elios și Evraitovel, vreau să vă deschideți inima înaintea mea, zice Domnul. Eltos și Evraitovel, căci vreau să lucrez, v-am vorbit în când într-un fel, când în altul. V-am vorbit în pilde să luați seama, să luați aminte la cuvântul meu, zice Domnul. Nu stați nepăsători, Elios și Evraitovel, căci veți fi judecați pentru fiecare cuvânt. Eltos și Evraitomenae, nu stați nepăsători. Vecheați într-o vreme ca aceasta, căci v-am vorbit de atâtea ori, Elios și Menai de Gladovel, da. Vreau să lucrez, dar voi cum stați înaintea mea? Făceți-vă o cercetare, lăuntrică, zice Domnul, și Elios Evraitovel Temenaiet, ca să lucrez cu semne și minuni. Iată, iată, și Evraitovel, căci sunt un Dumnezeu plin de milă și de îndurare, dar sunt și un foc mistuitor, zice Domnul. Eltos și Evraitovel, aleluia! Ca semn că cipura Domnului vorbește. În scurtă vreme voi face o trăiere pe întreg pământul și Evraito Semenai de Gladovel. Pentru că de multe ori m-am întrestat ce este în poporul meu. Mulți se dau că sunt Evraitovel lângă mine. Dar ei și-au întors de mult față de la mine, zice Domnul. Eltos și Evraito Menai, da. Astăzi vreau, Evraitovel, să fac o trezire în dreptul fiecăruia. Cercetați-vă că ce v-am spus de atâtea ori. Aveți grijă la vorbire. Nu fiți ușurați, Elios și Menai. Lăsați judecata. Că judecata nu este a voastră, este a mea, zice Domnul. V-am chemat la unitate, la dragoste. Eltos și Evraitovel, dacă nu luați aminte la ce spun eu, Eltos și Evraitovel, iată, căci și cuptoarele sunt pregătite și voi trece de la cort la cort, unde voi găsi altar, zice Domnul, a prins Elios și Evraitovel. Voi sfinți, voi curăți și Evraitovel, unde voi găsi și Evraitovel, voi nimici, zice Domnul. De aceea astăzi vă spun, Eltos și Menaie, trezește-te, turmă mică, și nu mai sta nățipire. Elios și Menai, că-și vă vreau un clopot. Evraitovel, nu vă vreau căldicei, zice Domnul, și Evraitovel, Menai, și Gladovel. Vreau să-mi fiți mie fideli. Vreau să-mi dați inima voastră, și Evraitovel, de aceea vă spun astăzi. Pentru că vreau să lucrez cu fiecare dintre voi. Dar de multe ori v-am găsit, Evraitovel, Menai, nepăsător. Și n-ați luat seama la cuvântul meu, da, zice Domnul. Nimic și spurcat, nevel, Tomenai, și întinat, nu va intra în împărăția mea. Eltos și Evraitovel, de aceea, astăzi strig Eltos și Evraitovel, căci vreau să fac o trezire, să luați seama. Eltos și Evraitovel, da, sunt și îndurător, sunt blând, Eltos și Menai, dar vă vreau smeriți. Nu vă ridicați că sunteți unii mai buni decât alții, pentru că toți sunteți la fel în ochii mei, zice Domnul. Eltos și Evraitovel, vreau să vă sfințiți, să vă curățiți. Cine este sfânt, zice Domnul, să se sfințească mai departe. Cine are urechi să audă ce zice Domnul astăzi, Eltos și Evraitovel, prin Duhul Sfânt. Iar cine nu are ureche să audă, să nu mai audă, zice Domnul și Evraitovel. Pentru că și gura mea vorbește, zice Domnul, Eltos și Menai, luați seama și Evraitovel, lăsați vârfa, lăsați judecata, Eltos și Evraitovel, căci nu este nimic plăcut înaintea mea, zice Domnul, vreau să fiți smeriți, blânzi, vreau să fiți uniți, zice Domnul și Evraitovel de Menai, de aceea vă spun astăzi, luați seama că veți da judecată pentru fiecare cuvânt, Eltos Evraitovel Menai, Elios Evraitovel, și celui ce va sta lângă mine, zice Domnul, Eltos Menai, eu îl voi întări, îl voi ridica treaptă cu treaptă și îmi va vedea slava și voi lucra cu semne și minuni, Elios Menai,
Iisus Hristos este Domnul, Iisus a coborât în trup. Amin, amin. Popor, slavă Domnului, a arătat Domnul cuptoarele, deci a pregătit tot. Domnul a făcut de multe ori răspuns, nu s-a luat aminte. Domnul va intra în porturi pe întreg pământul și va veni chiar plânsul și scrâșnirea dinților, spunea Domnul. Nu, deci nu îi de joacă, cu pocăința nu îi de joacă. Să ne ajute Domnul să ne apropiem și să ne pocăim, să lăsăm totul. Pentru că spunea Domnul, nimic sporcaș și întina nu va intra în împărăția Lui. Să luăm seama și să nu fim iuți la mânie, la nimic. Domnul ne-a cerut îndelung răbdare și să călcăm pe urmele Lui. Domnul Iisus să ne ajute pe toți.